Salutare băi, ce sunt cazii, bine v-am regăsit la un episod de 5 este pe Playtech și acum vom merge la jobul de fermier. Așa, vreau să întâi să... Vărulei! Ia zi! Tu cumpărai BMW? Nu. Să trești. Să trești. Bă, stai așa, să o lăsăm puțin aici. Hai repede. Aici așa, da. Hai repede să alimentăm și noi în asta. Ok, haide. Doar să mergem la jobul de fermier, să vedem ce mai e pe acolo, băieți și fete. Că zic că s-ar fi mărit prețurile la totul. Acum câteva zile bune. E să vedem. Vreau dacă acum este făcut mai des de către lume. Așa. E... Uite, 30 de litri, 540. Oho. Ar trebui ca la ca 30 de litri să nu intre într-un motor trecând peste. Deci ar trebui să fie fur, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Ia să, să vedem. Ia. Yeah. Ce ai, mă? Uite, asta nu știu, mi se pare ciudat. Ușor. Haide mă. Bă, trebuie să-i dau și nimeni, mai vreau să-l crezi să scap de misiunea. Să las că aici le angajăm pe aia cealaltă și e totul în regulă. Uite-l pe ăsta cu tirul. Opa, așa. Mi s-a părut că vine cu viteză. De aceea. Mă duc mai tare acolo, în locul ăla mai tare. Mi-a stat în respirație. Frate, o să mergem. Cum o să mergem acum spre job. O să ne oprim la cea mai apropiată apă și o să ne spălăm, că deja mă scoate din sărite, mă exasperează mesajul ăsta. Uf. Mamă, ce pulan am avut, că eram pa acolo. Chiar am avut noroc mare. Așa, ce cu apă cu șerpi? S-a fi băgat un alt job, dar nu, cred că m-am uitat la update-uri și nu era nimic nou. Pardon, ce... Putem să joc. Așa. O luăm drept în față. Bine, aș putea... Ce-i drept, aș putea să mă spăl acolo, în dreapta aia. În canalul ăsta, sau... Canal, cred că, da. Chiar dacă nu e galben. Așa, trebuie să facem stânga și aici. Apoi tu mergi la primărie Los Santos. Așa, dreapta. Bă, dar o luăm pe toate pozițiile. Pe toate pozițiile, pe toate locurile. Opa, așa. Dacă am purtat și noi galbenul ăsta. Dă-i tare. Dă-i tare. Imediat să zicem o turnă mâncată, sufletul tău. Vom paga în Hoera Roster. Cumpăr mulți gubiți. Vedeți, uitați. Deci imediat. De asta trebuie să facem mai repede. Orele să mergem la șofer. La pescar. Eu cei de la pescar avansat, cumpără pește de la... Pescar normal. Ma. Ușor. Mamă, dar n-ai cum cu motorul ăsta. Deci motorul ăsta e întrasă fără permis la modul ăsta e. Deci imediat te spori cu el. Deci. Mi-a lăsat transpirație. Am zis și eu că mi-a lăsat transpirație, mă, mine. Este așa. Hai că mă uit după. Dar sigur pe acolo, pe lângă jobul ăla, pe lângă job. Uite acum aș putea să mă uit. Mă opresc să mă spun, mă. Mă opresc neapărat să mă spun. Chiar sunt curios, ce mai e cu prețurile pe aici? Culiță, culiță, culiță. Am înțeles? Culita, culita, culita. Bine, de fapt, prima oară am citit Julia, Julia, Julia. Ok. Ok, ok, hai în față. Din loc să mergem direct la fermier, ne oprim, o luăm drept în față să ne spălăm. Că n-ai cum să stai, așa că deja ține bani, cum să te sărite mesajul ăsta. Că trebuie să te speli, trebuie să te speli. Ok, ne asigurăm. Nimic? Dă-i.
Bine, vă dați seama că motorul, te asigur, de 1000 de ori mai nu știu cum să vă zic, din belești ochii. Ok. Ia să vedem. O să mai aici. Ce îmi spune mâna asta? Păi e bun. Așa să fie mai mare. Hai mai în față este așa, uite, hai e... Hai uite aici. Ia, hai aici. Mă aștept să fie mai mare, sincer să fiu cu voi. Chiar mult mai mare apa asta se vede pe aici. E gen destul de pronunțată. Da, na. Ia. Ia, stai, chiar sunt curios. Chiar sunt curios pe partea și pe alta. Ia. Mă duc aici. Aici normal ar fi trebuit să fie destul de mare și ca apă. Vă zic sincer. Am uitat să începe, vedeți? Ce tare. Bă, poți trebuie până asta, mă? Nu poți. E ca un zid. Oh, ce... Hai. Duce că ne spune, uite aici. Stai așa. Dă pantalonii. Și cu bluza. Hai să ne spălăm. Foarte... Mă așteptam să putem să, nu știu, să o luăm pe sub, pe acolo, ar fost mișto. Iar ar fost mișto, dar e pus ca un perete invizibil, gen, da, apă și... Bine, nu cred că aveau cum să facă așa ceva. Din să ducă fizice la nivelul ăsta. Sau poate se putea, habar nu. De fapt, cred că s-ar fi putut, că pentru că apa asta e statică, gen, e curgătoare. Gata, mă? Mai mă spăl o dată, bă, dar de câte ori ne spălăm mânele, mă. Ne spălăm de 10.000 de ori. Hai, spală-te, bă. Ia uite-l. Dacă ați să face toți banii. Deci nu te lini de ce nu și mai de jos, dar eu să o dau eu, că deja mă enervează. Măcar de se nimerea una neagră. Ce n-ai, mă? Haide, mă. Te-ai spălat? Mai mă spăl o dată, 1000 de ori, revenim după ce suntem gata. Bă, băi și fete, m-am spălat de 3-4 ori ca lumea, deci de 2 ori pe final sunt încă 3 ori și nu dispare, nu înțeleg de ce. Dar hai, da fermierul nostru aici. Mereu am intenționat să apăs că să-mi pun centura, dar am uitat că pe motor nu pot să spui centura. Mă, că s-a auzit trr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 
Chiar s-a auzit, ciudățel, zici că o lase pe ulei. Nu, nu e pe aici, e pe aici. Hai să o lăsăm pe asta. Una face bani, alta mănâncă bani. Așa, ia să vedem. Ce prețuri mai sunt la fermierul ăsta, băi, domne, băi. Vreau să lucrez, vreau să mă angajez. Vreau să-mi iau uniformă, mi-a dispărut aia, mă, de la... Chiar nu sunt curios dacă mi-a dispărut aia de la... Burger. Perfect! Ia să vedem. Aici, ce preț mai e, mă, demne? Care este 12? 4. Deci aici am mereu, astea au fost nașpa. 12. Foarte bine. 7. 4. Mamă, dar... Ce se întâmplă, mă, nene? 9. Cred că n-a pus mai mult. 12. Ok. Cred. Ia. Ca să aveți 4. 11. Ia să vedem. 2. 10. Ok. Deci niște prețuri de tot. Nu mai zic. Deci cel mai bine e la salată să mă arăge Axana. Ia să vedem și aici. Și vreau să cu...
nu. 13. Nu, nu, vreau să colec salată. Deci hai să ne gândim, după 1000 de bucăți, dacă vrem scot 13. E undeva, cred că acum e undeva la 15.000. Asta e la cu salata, mă? Sau nu, asta e cu roșiile. E unul pe aici, mă, la unde cum pășește. Mai ieșesc aici. Vreau să culeg salată. Ia stai așa. Chiar sunt curios de ceva. Chiar sunt mega curios de ceva. Ok. Să schimba locația la salată să mă arăt Jaxi. Deci toate sunt acolo. N-am nimic cu Jaxi, mă refer vorba de Dorian. Reținute, remorcă, mai așteptăm 14 secunde. Bine, nu o să facem un fermier, dar voiam doar să... ca idee să putem ce mai e pe aici. Prețurile sunt relativ mai măricele, dar cred că dacă prind... ce în funcțiune un cățeș? Ok. Ok, nu știu cum era asta în funcțiune, dar mă rog. Chiar nu știu cum era asta în funcțiune, dar mă rog, dar o să-l fac la loc. Episodul ăsta o să fie mai scurt, chiar eram curios de prețurile actualizate ale roșiilor, ale plantelor în sine. Știu că este destul de scurt, dar mă gândeam să facem și fermier, dar nu este profitabil. Și acum o să vreau să mai stăm puțin, să facem oarele și o să vreau să vând tractorul ăsta, pentru că nu o să-l mai folosesc. Bine, sincer o să-l păstrez, că poate cine știe, poate mai apare ceva. Habar n-am. Dar o să băgăm aici la locul lui, să... la cuptor, Steba, la cuptor. Ok? Și o să punem capăt aici episodului. Nu uitați, băieți și fete, să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cadi și ne auzim data viitoare. Pa, pa!